Procurorii DNA au decis azi noapte să-l rețină pe Marius Petcu, președintele CNSLR Frăția. Liderul sindical este acuzat de luare de mită. Oamenii legii au ajuns la el în urma unui denunț făcut de patronul unei societăți de construcții. Cu ajutorul lui l-au prins pe sindicalist în flagrant în timp ce primea 40.000 de euro. Omul de afaceri l-a acuzat pe președintele CNSLR Frăția că ar fi cerut în total 200.000 de euro ca să atribuie firmei conduse de afacerist un contract de execuție a unor lucrări. A fost depistat primind o sumă de bani despre care a afirmat că nu este mită, ci reprezintă restituirea unui împrumut pe care l-a acordat persoanei respective în urmă cu aproximativ 2 luni. Organele de urmărire penală au altă variantă. Procurorii spun că nu ar fi fost prima dată când liderul sindical ar fi primit mită. În perioada 2009-2010, Marius Petcu ar fi primit lunar câte 20.000 de euro de la patronul firmei de construcții. Un așa zis comision pentru executarea unei lucrări de construcții în beneficiul unor confederații sindicale. Mai exact, ar fi vorba despre atribuirea contractului pentru construcția centrului de educare, perfecționare și recreere, lucrare care ar fi trebuit să coste aproximativ 3 milioane de euro. Procurorii spun și că în februarie liderul sindical ar fi primit o viră de 200.000 de euro în predeal, în contul unor tranșe de mită. De asemenea, liderul sindical s-ar fi angajat atunci când a primit imobilul să acorde un alt contract firmei de construcții. Marius Petcu urmează să ajungă azi în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Ana Maria Roman este la Curtea de Apel București. Ana, a ajuns Petcu în instanță? Bună ziua! Nu. Și asta deoarece procurorii au întârziat astăzi în a trimite referatul de arestare preventivă. Acesta a ajuns de puțin timp aici, a fost înregistrat. Urmează ca Marius Petcu să fie transportat aici de la Direcția de Cercetări Penale, unde și-a petrecut noaptea, după ce anchetatorii au emis pe numele lui o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Ca atare, procurorii mai au încă câteva ore până când expiră acest termen pentru a îl prezenta cu propunere de arestare preventivă, mai exact până la ora 22. Marius Petcu este acuzat de luare de mită în formă continuată, lucru care ar putea să ducă la arestarea lui, după ce susțin anchetatorii că ar fi luat bani de la omul de afaceri în mai multe rânduri. Ana Maria, mulțumesc pentru informații.